Mii de oameni au manifestat și astăzi în centrul capitalei, cerând guvernării să plătească integral facturile populației pentru lunile de iarnă. De asemenea, protestatari au cerut adoptarea de urgență a inițiativei fracțiunii Partidului Șor de a majora fondul de reducere a vulnerabilității energetice, care va permite achitarea facturilor populației de către autorități. Reprezentanții Mișcării pentru Popor au anunțat că și de această dată poliția a împiedicat oamenii să ajungă în capitală pentru a participa la acțiunea de protest. Deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, a declarat că autoritățile au încălcat din nou dreptul cetățenilor la libertatea de exprimare. Potrivit ei, poliția continuă să facă pe plac regimului și să fie împotriva oamenilor pe care, de fapt, ar trebui să-i protejeze. Ieri am blocat parțial traseele naționale și astăzi continuăm să insistăm pe adoptarea unei legi concrete care ar permite achitarea facturilor la utilități pentru lunile de iarnă. Când este vorba de o lege care reprezintă interesul celor din PAS, ei o votează rapid în trei lecturi. Însă noi sperăm că insistența cetățenilor îi va determina să aprobe inițiativa noastră. Președintele raionului Orhei din Țărcanu a menționat că peste 90% dintre cei care au vrut să participe la protest nu au putut să o facă din cauza acțiunilor poliției. Astăzi! Peste 90% din cei care s-au pornit să vină la protestul pașnic aici în inima capitalei au fost întorși din drum, au fost bruscați, au fost intimidați pentru a nu putea ajunge aici la protest. Este o rușine națională, este un lucru nemai întâlnit. Deputatul care a aderat astăzi la Mișcarea pentru Popor, Alexander Nesterovski, a declarat că singura cale de a salva Moldova de sărăcie și distrugere este demisia regimului odios condus de Maia Sandu. Maia Sandu a reușit să dezbine opoziția, însă toți cetățenii cu rațiune înțeleg că ea duce țara spre prăpastie. Peste 2 ani s-ar putea să nu mai existe această țară dacă stăm acasă sau în Parlament. Ea a reușit să divizeze opoziția, să facă în așa fel încât oamenii să iasă în stradă, să se mobilizeze și să lupte pentru drepturile lor, să înghețe și să moară de foame, în timp ce alții stau în Parlament sau acasă în fotolii. Trebuie să ieșim și să ne mobilizăm. Doar în așa mod ne vom salva țara. În timpul demonstrației, mulțimea a scandat jos dictatura, jos Maia Sandu și plătiți-ne facturile. Până acum, inițiativa Mișcării pentru Popor de a-i cere guvernului să plătească integral facturile populației pentru lunile de iarnă a fost semnată de aproximativ 800.000 de cetățeni. Este foarte greu. Ce cumperi cu 1.800 de lei? Nimic. Nu poți cumpăra nimic. Încălțăminte, haine. Maia Sandu nu-ți dă nimic. Am o pensie de 1.600 de lei. Am dizabilitate din copilărie. Nu reușesc să plătesc facturile, înțelegeți? Asta e problema. Am venit să ne plătească facturile pe decembrie, ianuarie, februarie, de iarnă, că noi nu avem bani. 1.700 am pensia și nu avem de unii. Să plătească la tot poporul. Ei au milioane, dar noi murim de foame. Manifestația nu a trecut fără incidente. Potrivit organizatorilor mitingului, în mulțime s-au infiltrat provocatori care au atacat liderii protestului, iar forțele de ordine nu au intervenit. Reprezentanții Mișcării pentru Popor au criticat atitudinea poliției. Vicepreședintele Partidului Șor, Marina Tauber, le-a solicitat ambasadorilor străini acreditați în Republica Moldova să ia atitudine față de actul de astăzi.